Vă zic pacea Domnului Iisus tuturor celor prezenți pe calea undelor. Subiectul în această seară este intitulat Dumnezeu are dreptate. Știți, va veni o zi în care oamenii vor regreta enorm că au disprețuit scriptura. Mă refer la cei care sunt hulitori, atei, ai cuvântului meu. Va veni o zi în care vom regreta faptul că am lăsat atât de mult risipit în urma noastră fără ca să studiem Cuvântul Lui Dumnezeu și să ne ocupăm mintea noastră cu a memora cel puțin un verset biblic în fiecare zi, 365 de zile cât are anul, dacă omul ar memora un verset biblic pe zi, nu e greu, memorizăm atâta bârfă, ne intoxicăm creierul cu elemente care sunt atât de uh, poluante pentru spiritualitatea noastră și totuși nu avem loc pentru un verset din Scriptură să-l memorizăm în fiecare zi. Dragii mei prieteni, Biblia este de departe cea mai răspândită carte a lumii, este cea mai tradusă carte din toate cărțile care au fost vreodată scrise în lumea aceasta. Indiferent cât de mulți ar fi bagiocoritorii, aceasta este realitatea că Biblia este cea mai tradusă, cea mai răspândită și cea mai contestată carte a lumii. Biblia este cel mai mare suport atât pentru bolnavul care este mobilizat la pat, cât și soldatul rănit pe front care rostește o rugăciune disperată din morții prieteni. Scriptura este cea mai mare mângâiere atât pentru regele în plină criză politică, cât și pentru săracul fără buletine. Biblia este cea mai iubită, dar și cea mai urâtă dintre toate cărțile lumii. Biblia este micovala vremii de care s-au sfărmat și s-a frânt mândria multor ciocane care i-au contestat rațiunea existenței. Biblia este cartea care confirmă că Dumnezeu are dreptate. Este ceva necunoscut opilor lui Dumnezeu. Este ceva ascuns care să nu-i se raporteze lui Dumnezeu. Ceea ce facem noi în spatele oamenilor, facem exact de fapt în fața lui Dumnezeu. Și iată confirmarea Scripturii, dacă vreți, ce spune Dumnezeu prin uh, inspirație, uh, mânându-l pe profetul Isaia, în capitolul 37, versetul 28, să spună Dar eu știu când stai jos. Uh, când ieși afară, când intri și când ești mânios împotriva mea. Observați dumneavoastră delicatețea acestui verset. Dumnezeu arată că El este atent și înregistrează cele mai mici detalii ale noastre, ale vieții noastre. Am întâlnit oameni care spun, eu nu simt nevoia să citesc Biblia, eu nu simt nevoia să mă întorc la Dumnezeu, pentru că eu sunt un om bun. Eu n-am furat un cap de asă, ață, n-am dat în cap la nimeni, Trăiesc în mod convențional, mă respect, te respect, mă iubești, te iubesc. Trăim în pace și prietenie. Dar oare este de ajuns? Biblia spune: Eu știu când stai jos, când ieși afară când intri, când ești mânios împotriva mea. Deci fiecare aspect, fiecare gest, fiecare gând nerostit chiar, fiecare acțiune neînfăptuită de frica consecințelor, toate acestea sunt înregistrate de o videocameră care înregistrează raportul vieții fiecare individ. Societatea la ora actuală n-a reușit să producă astfel de tehnologie ca să îți înregistreze gândurile pe care nu le-ai înfăptuit niciodată, dorințele neîmplinite și acțiunile neînfăptuite datorită circumstanțelor sau chiar consecințelor. Toate sunt văzute, cunoscute, chiar anticipate de Dumnezeu înainte ca acestea să fi luat ființă în viață. Cu foarte mulți ani înainte, de nașterea lui Cirus, Dumnezeu făcea o declarație extraordinară, înainte ca el să existe, poate că înainte ca părinții lui să existe și totuși Dumnezeu cunoștea această persoană, cunoștea ADN-ul, cunoștea caracterul și cunoștea disponibilitatea lui Cirus de a coopera cu Dumnezeu în planul profetic, de a distruge Babilonul, de a elibera nu, poporul lui Dumnezeu și finalmente de a decreta uh, rezidirea Ierusalimului. Haideți să citim. Eu zic despre Cirus, el este păstorul meu și el va împlini toată voia mea. El va zice despre Ierusalim să fie zidit iarăși și despre templu să îi se pună temeliile. Pare înfiorător pentru că mă pune în ipostaza mimicului care stă în fața infinitului dumnezeiesc adică Dumnezeu cunoaște oamenii înainte ca ei să se nască, Dumnezeu știe dacă ei vor face sau nu voia lui această anticipație despre viitorul fiecărei ființe umane care se va naște pe pământ, înregistrarea fiecărei suflări, cea la cel mai mic râmpei de viață până la ultimul, ultima suflare a morții, în Daniel capitolul 2, avem o declarație, versetul 21 și 22, unde expresia El, adică Dumnezeu, este raportată în cele două versete de șase ori. El, adică Dumnezeu, El schimbă vremurile și împrejurările. El răstoarnă și pune pe împărați, El dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. El descoperă ce este adânc și ascuns. El știe ce este întuneric și el locu în el locuiește Lumina. Deci, avem aceste uh, șase elemente prin care noi avem garanția extraordinară a faptului că Dumnezeu trăiește pentru noi, trăiește pentru a menține acest Univers extrem de complex, infinit în, în dimensiuni infinit pentru noi ca indivizi, dar nu pentru Dumnezeu și uh, avem garanția că în mijlocul uh, sau în iureșul acestei furtuni, noi ne putem odihni la pieptul Tatălui nostru din cer, la piciorul crucii, la picioarele Domnului Iisus Hristos. El schimbă vremurile și împrejurările, El răstoarnă și pune pe împărați, El dă înțelepciune înțelepcilor și pricepere celor pricepuți, El descoperă ce este în adânc și în ascuns, El știe ce este în întuneric și El în El locuiește plinătatea luminii. Deci, în mod clar, prieteni, Scriptura lămurește faptul că Dumnezeu este în control și că tot ce este și tot ce mișcă în lumea asta este monitorizat de aparatura divină a Universului, la care Elon Musk nici măcar nu visează. Există ceva important de menționat că în această uh, scriptură. Pe care, despre care vorbim. Uh, spectrul ei uh, nu, este o compilație de 66 de cărți care formează această bibliotecă, această imensă înțelepciune al Dumnezeu și ce este interesant este că cel puțin 90% din uh, profeția biblică a lui Dumnezeu s-a împlinit în contextul în care din Scriptură avem o porțiune de 30%, circa 30% din Scriptură este profeție, adică evenimente prin traducere, evenimente Evenimente, acțiuni, oameni ai viitorului, care sunt stipulate de Dumnezeu în scriptură, în anticipație, înainte ca ele să se producă, într-o formă fie narrativă, alegorică, simbol sau o combinație a tuturor celor trei. Și, totuși, Dumnezeu are extraordinarea credibilitate de a-l face pe om să înțeleagă că. Această carte numită Scriptura sau Biblia nu se poate compara, nu se poate etala cu niciuna din cărțile acestei lumi. De ce? Pentru că este înțelepciunea infinită a lui Dumnezeu, este oceanul de cunoaștere al Tatălui din ceruri. Coranul, care se vrea a fi din nou o carte sfântă pentru lumea Islamului, are profeție zero. Așa că, prieteni, Credibilitatea scripturii este generată de autoritatea, de abilitatea, de cunoștința, de autoștiința, de capacitatea lui Dumnezeu de a vedea viitorul, de a vedea evenimentele în viitor. Fără a le modifica sau a le influența într-un fel. Sigur că Dumnezeu intervine adeseori în istoria națiunilor, în istoria regilor, în istoria popoarelor, în istoria religiilor, în istoria culturilor, adeseori pentru a păstra macazul profeției. Dar de cele mai multe ori, oamenii sunt cei care își aleg propriul destin și, în funcție de aceasta, evident, avalanșa de consecințe, de efecte uh, colaterale uh, în. Viața în frământările politice, sociale și religioase ale lumii. Dumnezeu este infinit în înțelepciune. Acest aspect al Bibliei, profeția, sau această particularitate, dacă vreți, numită profeție, nu numai că dă credibilitate cărții însăși, dar stimulează omul să renunțe la necredință, scepticism și să îmbrățișeze cuvântul lui Dumnezeu și calea credinței. Dacă apelurile făcute astăzi asupra inimilor noastre, prieteni, uh, vor produce doar declarații de gen uh, grec. Vă aduceți aminte filozofia greacă? Pavel s-a dus să le spune despre cum vine Isus și învie morții și oamenii vor fi aduși la vara judecății. Uh, Pana inspirată în fapte, capitolul 17, versetul 32 ne spune când au auzit ei de învierea morților, își păteau joc de Pavel, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Vedeți dumneavoastră, atunci va veni o zi a regretului, a regretului tardiv, în care oamenii vor zice în profet, împreună cu profetul Amos, iată, vin zile când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foame și sete după auzirea cuvântului Dumnezeu. Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miază în noapte la răsărit. Vor umbla istoviți încoace și încolo ca să caute cuvântul Domnului și tot nu-l vor găsi. Aceste declarații sunt răspunsul lui Dumnezeu pentru grecii din Atena care au spus uh, în privința aceasta te vom mai asculta și altă dată. Așa că, prieteni, lucrurile sunt serioase și nu numai Dumnezeu este cel interesat în mântuirea noastră, dar și națiunile, oamenii extraordinari care sunt în conducere de stat, ei verifică evenimentele, observă cu atenție tot ce se întâmplă în lume și în înclină să creadă că există ceva, există cineva, un Dumnezeu deasupra tuturor lucrurilor care finalmente controlează evenimentele și va aduce finalul acestei mari confuzii, finalul acestei mari lupte pentru identitate și criză a rasei umane. Vreau să trec la pasajul următor, citând o declarație de final de istorie înregistrată de aceeași carte a lui Daniel, capitolul 2, de data aceasta, versetul 28. Dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și care face cunoscut împăratului Nebucanețar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Credem noi cu adevărat că trăim în vremurile din urmă? Nebucanețar nu își închipuia Că va mai trebui să treacă uh, sute și mii de ani până când declarația aceea să fie împlinită sau să se împlinească, până când visul lui să aibă o împlinire absolută, completă. Sunt convins că realitatea politică, religioasă, economică, militară în care trăim definește clar declarația din Daniel, capitolul 2, versetul 28, că trăim vremurile din urmă visul pe care l-a avut nebucat țar avea referință nu numai cu, uh, cu privire la împărăția lui Babilonul care avea să cadă peste o vreme, dar era vorba de evenimente în desfășurare care aveau de a face cu vremurile din urmă. Dacă se îndoiește cineva de profetul Daniel, care prevestea atât de mult revenirea Domnului Hristos, atunci putem pune scriptura pentru moment pe loc repaus și să mergem la profeții moderni, atei, profeții care sunt atât de promovați de televiziune și de radio, profeții moderni care în mod echivoc și în mod ateu recunosc că trăim vremurile din urmă. Ray Dalio, care avertizează că alegerile din 2024 vor conduce la un război civil anticipat dumnealui. Deci trăim vremurile din, din urmă, că dacă avem război civil în America, evident că e sfârșitul lumii, nu? Rick Wright Media se grăbește să ofere spațiu declarației care este făcută de Bill Gates, care vorbește despre un război civil și de alegerile care urmează. Patriot Signal, din nou oferă spațiu domnului Bill Gates, care este, într-adevăr, vedeta Statelor Unite, avertizează că un război civil e pe drum. Bill Gates, în altă circunstanță, la un, un forum din ăsta, face declarații îngrijorătoare cu privire la alegeri și războiul civil. El spunea: Admit că polaritatea. Poli polarizarea politică va aduce cu sine sfârșitul tuturor lucrurilor. Vom avea alegeri suspendate și război civil. El le știe pe toate. Observați dumneavoastră cum ei anticipă. Bill Gates a mai anticipat și evenimentul 201 cu privire la plănuirea pandemiei de unde vine și termenul de pandemie, nu? Dar totodată domnia sa, Bill Gates, zicea că uh, aceasta ar conduce la război civil și aceasta va produce sfârșitul tuturor lucrurilor sau sfârșitul care vine peste toate lucrurile. Aceste declarații nu sunt întâmplătoare, iar profeții globalismului, care merg mână-mână cu profeția, fără ca ei să știe, ei cred că fac jocul lor politic. Ei nu-și dau seama că împlinesc prin fiecare cuvânt, vorbă și faptă, declarațiile din Daniel capitolul 2, versetul 28. Visul acesta pe care l-ai avut tu, nebucanețar, este un vis uh, care are de-a face cu vremurile din urmă. Dar de ce ne-am că profeții globalismului uh, susțin noțiunea de Daniel capitolul 2, versetul 28, care ne vorbește de vremurile din urmă? Undeva în august 13 1899 o autoare de carte uh, din lumea americană avertiza în genere lumea, poporul lui Dumnezeu de un război civil și o făcea când nici părinții lui Bill Gates și nici el nu exista. Deci observați, o declarație de genul ăsta nu este mediatizată de aceleași canale de televiziune, aceleași canale de, mă rog, radio sau chiar promovate pe platformele virtuale, de pe internet. Dar totuși, declarația din 1899 este o declarație extrem de puternică care vorbește despre într-adevăr un război civil și nu numai în Statele Unite. Dar observați dumneavoastră, media este folosită doar pentru a promova uh, valorile sau declarațiile profeților și demiurgilor de la Davos, a celor care cred că stăpânesc, uh, din punct de vedere global, toate problemele terei. În India, China, Rusia și orașele Americii, mii de bărbați și femei mor de foame. Oamenii cu bani, pentru că au puterea, controlează piața. Ei cumpără la prețuri mici tot ce pot obține. Observați specularea, exact specularea acestor mari corporații care vor să-mi tot ce mai a rămas liber în Statele Unite. Ei cumpără la prețuri mici tot ce se poate obține și apoi vând la prețuri mult mai mari. Aceasta înseamnă înfometare pentru clasele mai sărace și va duce la război civil. Va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost niciodată de când a existat vreo națiune. Și în vremea aceea, adică în vremea aceea a războiului civil, se va ridica Mihail, Marele Prinț, care stă pentru copiii poporului tău. Deci, prietenii mei, declarația din 1899 că America va mai experimenta și nu numai America, un război civil, aruncă planeta în aer și arată că aceasta este vremea în care Domnul Hristos ca el, cine este ca el, marele prinț va veni să stea pentru ocrotirea poporului său. Iată, vom asista la ceea ce spunea marele Alexander Fraser Taylor, doctor, un tip extraordinar care făcea o declarație uh, semănătoare cu ceea ce profetiza cartea The Decline and the Fall of Practical Everybody, prăbușirea sau practic prăbușirea și căderea tuturor, cam asta era cartea. E, el, acest mare Alexander Taylor, spunea sau ne confirma mai târziu Democrația nu poate exista ca formă permanentă de guvernare. Aceasta există doar până când alegătorii descoperă că pot vota pentru ei înșiși bani de la Visteria Publică. Din acel moment, publicul votează acel candidat care promite cele mai multe beneficii din Visteria Publică pentru cei care votează. Drept urmare, o democrație se prăbușește întotdeauna din cauza politicii financiare libere. Și este întotdeauna urma urmată de dictatură. Vârsta medie a celor mai mari puteri a fost de 200 de ani. Deci, iată, prieteni, că avem de-a face cu o prăbușire a societății libere, avem de-a face cu o prăbușire a democrației, care inevitabil este urmată de dictatură. Când puterea investită în regi este aliată cu bunătatea, este pentru că cel care este în poziție de răspundere, este sub influența și călăuzirea divină. Însă când puterea este aliată cu răutatea, ea este aliniată cu agențiile celor rău și va lucra pentru a-i distruge pe cei care sunt proprietatea lui Dumnezeu. Și continua Dumnezeu ei să spună în scrisoarea 90.1897, din acest motiv văd necesitatea ca poporul lui Dumnezeu să se mute din orașe la țară, în locuri retrase, unde se poate cultiva pământul și să-și cultive propriile produse. Astfel, își pot crește copiii cu obiceiuri simple și sănătoase. Acestea sunt sfaturi care sunt date în secolul XIX. Sunt sfaturi de o, ma o mare valoare spirituală și care ne fac să înțelegem că trăim vremuri sfârșitului. Când pierzi bani, de fapt, nu pierzi nimic când pierzi sănătatea, pierzi într-adevăr ceva. Când pierzi caracterul, atunci de fapt pierzi totul. Când o națiune pierde caracterul de miel, așa cum este Statele Unite, o societate creștină care a fost cap uh, de afiș în uh, tipărirea și colportoarea scripturii, colportarea scripturii în toată lumea. Când această națiune care a, s-a comportat și a dovedit caracter de miel, care este simbolul caracterului creștin, se transformă în altceva și vorbește ca un balaur, atunci, de fapt, prieteni, asistăm la dictatură. Dictatura, în principiu, este o boală a minții. O boală a minții care a început undeva în ceruri și care a contaminat mintea celui care este autorul dictaturii și a contaminat mintea multor Îngeri care l-au ascultat, această boală, acest virus care se numește dictatura, a continuat să se împânzească în lumea noastră și să contamineze viața multor oameni. Dictatura, sub diferitele ei forme, nu este altceva decât o dorință nedumnezească, o dorință nedumnezească, o dorință nesfințită, obsesivă de a controla omul din punct de vedere intelectual, trupesc și așa mai departe. Dar vine vremea, prieteni, când împărăția lui Dumnezeu uh, se va stabili și poți să strig cu toată bucuria și cu toată inima, aleluia, aceste împărății care vine, care uh, este și se stabilizează așa cum Daniel în capitolul 2 stipula în vremea acestor împărați. Știți, uh, America este demoralizată de ateismul comunist și demontarea societății creștine. Europa este deja vasala Romei dintotdeauna, dar iată că se arată zorile pentru poporul lui Dumnezeu. Prieteni, trăim vremurile din urmă și după cum spunea Daniel lui Nebucanețar, aceste lucruri se vor întâmpla în vremurile din urmă. Iată visul tău și vedenile pe care le-ai avut în patul tău, spunea Daniel. Să ne întoarcem la profeția biblică din capitolul 2. Deci dacă în versetul 28 ni, spunea, ni se spunea, dar este în ceruri un Dumnezeu care descoperă tainele și face cunoscut împăratului nebucanețar ceea ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă, iată-l visul și vedenile pe care le-ai avut tu. Și Daniel prezintă Babilonul ca și cap de aur, Medopersia ca și pieptul de argint, Roma, Imperul Roman păgân ca două picioare nu de fier. Ca mai apoi să ajungă în vremurile noastre și să discute despre o Europa plină de intrică, de bârfă, de imoralitate și de o groază de verișori primari, care erau practic nepoții Reginei Victoria, dacă nu mă înșel, și care au reușit, așa ca verișori primari, să producă un război fără precedent, în special al doilea război mondial, care cuprisese cam toate națiunile lumii și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor parte de lut și de olar și parte de fier tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului tocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul în imaginea de față prieteni avem starea rațiunii uh, Europei starea spirituală a Europei de astăzi. O Europă care nu este unită va fi unită prin datorită unui accelerator și unui unui catalizator și vom vedea imediat despre cine este vorba, doar despre o oră 15 zile literare și după cum degetele la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. Adică noi ne chinuim ca România să intre în Schengen și ați văzut că nu ne primesc pentru că undeva în profeție cineva este uh, actorul plin de influență. Al, al condiționării intrărilor țărilor resăitene în această zonă importantă de conducere. Veți vedea cine conduce, de fapt, zona Schengen. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legătură omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Prieteni, Germania urăște Franța. Franța nu uită niciodată ce a făcut Germania în al doilea război mondial când a invadat-o și așa mai departe. Italia și Spania nu vor coabita niciodată cu aceste mari puteri, Germania și Franța, care sunt sau se vor a fi motorul Europei, o Europa cu două viteze, așa cum se spune. Observați, versetul acesta descrie atât de categoric intriga, bârfa, între un clan, între un neam, între o familie care Până urmă, se dovedește a fi toți nepoții reginei Victoria. Dacă ai văzut, fierul amestecat cu lutul înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Deci Europa, în principiu, nu va fi niciodată o Europa unită așa cum a fost și este încă Statele Unite. Există o declarație, tot în 1899, în care Pana Inspirandă ne spune: Noi suntem acum sau trăim în timpul în care lucrarea lui Dumnezeu se face în prezența părții profetice care este reprezentată de imaginea. În care picior, picioarele uh, sunt uh, amestecate de, cu fierul, sunt parte de fier și parte de pământ. Așa că, prieteni, când vorbim de bârfă și intrigă, în imaginea de față am uh, istoria care se transmite de la Regină până astăzi. Eugen uh, Schwab uh, este a fost practic un confident din sfera de încredere a lui Hitler, nu era altcineva decât tatălui Klaus Schwab. Se presupune că ar fi fost căsătorit în familia Rothschild, care conduce practic întregul concern bancar, mondial. Deci, în contextul acesta, Klaus Schwab provine din acea sau este descendent din acea familie de lux care astăzi controlează planeta sub oblăduirea și conducerea Ordinului Iezuit al Vaticanului. De aceea, Claus Schwab este atât de puternic, este atât de curajos în declarații de genul: Viitorul este construit de noi, construit de o comunitate puternică, așa ca și voi cei care sunteți prezenți în această încăpere. Prieteni, aceasta este, de fapt, amestecarea lutului cu amestecarea fierului și așa a fost. Și în vremea lui Hitler, pana inspirată sau proverbul românesc spune și încerc să-l parafrazez pentru vremuri politice, spunem cine -ți sunt consilierii, și îți voi spune cine ești. Nu te-am înțeles pentru multă vreme, deși am încercat de multă vreme. Astăzi te-am înțeles, îi spunea acest episcop lui Hitler. Datorită campaniei de alegeri se adaugă o propoziție, spunea el. Astăzi. Orice german catolic îl alege pe Adolf Hitler și votează cu da. Ceea ce este foarte important pentru noi este că, fără îndoială, Vaticanul, Roma, Papalitatea, a avut o influență extremă, extrem de importantă în ceea ce s-a întâmplat în al Doilea Război Mondial și chiar în Primul Război Mondial. Mergem în vremurile moderne. Singura speranță pentru lumea occidentală constă într-o alianță între Biserica Romano-Catolică, care este cel mai recunoscut și cel mai influent element de control și unificare din Europa. Și, nu numai, Ortodoxia răsăriteană, deoarece Biserica Ortodoxă din răsărit controlează Orientul Mijlociu de vest, capătul de est al Mediteranei, și dacă nu consolidează acest control islamul va mărșelui prin Europa deci declarații de mare calibru care arată într-adevăr și scoate în evidență eficiența, influența uh, elementului de um, uh, coabitare și uh, închegare a unei alianțe în Europa care nu este altcineva decât papalitatea el continua să spună islamul este politic, singura speranță a lumii occidentale constă într-o Europă unită sub control papei. Atunci toți creștinii protestanți din întreaga lume trebuie să se supună papei astfel încât să avem o lume creștină unificată. Dragii mei prieteni, acestea sunt realități care se spuneau undeva uh, cu mult înainte de o uh, prăbușirea comunismului. Uh, aceste declarații aveau uh, să revoluționeze, de fapt, toate evenimentele politice uh, de mai târziu. Invadarea Irakului în 1990, stabilizarea uh, noi ordini mondiale, prăbușirea turnurilor, uh, actul patriotic care avea să fie un. Uh, vreo 320 de pagini. Uh, uh, pregătit votat imediat după probușirea uh, uh, acelor turnuri uh, și care aveau să suspende în condiții de urgență Constituția Americană. Toate acestea aveau să creeze un traseu și o direcție extraordinară care să împlinească profeția biblică, uh, în care globalismul avea să-și arate dinții din ce în ce mai mult. Time Magazine, în decembrie 3, 1990, spunea în timpurile moderne n-a fost niciun episod mai umilitor decât votul de neîncredere pe care Papa Ioan Paul al II-lea l-a aruncat cu privire la Ordinul Iezuit în 1981. Asta se întâmpla în 1981 și uitați-vă dumneavoastră că există o schimbare de optică. Papa Ioan Paul al ii este forțat de circumstanțe să schimbe paradigma și să lucreze în cooperare cu această extraordinară instituție de inteligență uh, internațională uh, care avea să asiste pe papa Ioan Paul al II-lea la prăbușirea comunismului. Iată ce se ne spunea în continuare Time Magazine în decembrie 3, 1990. Confrontat cu datoria de a reevangeliza fostele țări comuniste din estul Europei și noua deschidere pe care Fosta Uniune Sovietică o oferă, Papa a apelat la ajutorul societății iezuite. Observați dumneavoastră. Deci episcopul de Roma a realizat că nu poate face nimic fără asistența societății lui Sus, așa cum se spune, creată și fondată de Ignanțiu de Loyola. Dragii mei prieteni, cred că argumentele sunt destul de clare. Time Magazine uh, spunea în continuare acest apel la asistență din partea Ordinului mezuit fiind perceput ca un semnal prin care Papa Ioan Paul al Doilea și-a renuit încrederea lui în Ordinul Jezuit, care a fost fondat cu mandatul special de a respecta misiunile delegate de papă. Dragii mei prieteni, suntem aproape de revenirea Domnului Iisus Hristos, aproape de final. Aici Daniel ne spune clar cele 10 coarne sau cele 10 state europene pe care le-ai văzut sunt 10 împărați sau 10 președinți care n-au primit încă puterea ci vor primi putere împărătească timp de un ceas. Toți au același gând și dau fiarei puterea și stăpânirea lor. În contextul acesta, Europa, statele europene vor recunoaște în scurt timp uh, autoritatea, eminența, uh, călăuzirea uh, Episcopului Roma, a Papei și a Vaticanului. Uh, dar ce se va întâmpla exact în aceleși momente, Daniel 2 cu 44, în vremea acestor împărați, adică acum, când oamenii noștri se ceartă în Parlamentul European, Dumnezeu cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate aceste împărății și ea însăși va dăimi veșnic. Dragii mei prieteni, aș vrea să fac un apel la o declarație pe care Domnul Isus Hristos o făcea în contextul acesta, Apocalips, capitolul 3, versetul 18. Bine, așa stau lucrurile cu factorul politic, social, în afara Scripturii, în afara Bisericii, în afara poporului Dumnezeu care se pregătește al întâlnirii pe Domnul Hristos. Dar evenimentele acestea ne ajută și pe noi să înțelegem că trebuie să facem o pregătire de suflet, de inimă, uh, pentru a ne pregăti caracterele noastre. Ce spunea cuvântul înțelept? Dacă pierzi bani, până la urmă nu pierzi nimic. Dacă pierzi sănătatea, într-adevăr pierzi ceva, dar dacă îți pierzi caracterul, ai pierdut totul. E, caracterul pentru un creștin este fundamental pentru intrarea în Împărăția Lui Dumnezeu. Și nu că fiecare om va crea sau inventa un caracter. Noi avem un caracter tipic care este caracterul Domnului Iisus Hristos și îmbrăcați cu hainele Lui, sigur că vom avea caracterul Lui. Apocalips 3 cu 18 ne spune Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și să uh, haine albe. Ca să te îmbraci cu ele și să nu-ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Tu să ai grijă de caracter, de formarea caracterului tău și Dumnezeu va avea grijă de bunul tău nume sau de reputația ta. Asta este fundamental de important. Așa cum spuneam, trăim vremurile din urmă în vremurile din urmă și pentru că Dumnezeu întotdeauna are dreptate, aș vrea să concluzionez cu o erată de versete biblice care confirmă faptul că întotdeauna Dumnezeu a fost în control, controlul evenimentelor și întotdeauna Dumnezeu a iubit pe poporul său și întotdeauna Dumnezeu n-a pierdut pe niciun om care s-a dedicat și s-a consacrat lui. În psalmul 19, versetul 9, aproape cu disperare, David spunea Vica de Domnul este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Acum, eu, nebucarnețar, spunea el, după înfrângerea lui, laud și slăvesc pe împăratul cerului, căci toate lucrurile tale sunt adevărate și toate căile tale sunt drepte. Din nou, o altă personalitate de gen nebucanezar recunoaște că Dumnezeu are dreptate. Apocalipsa 15 cu 3 spune că Dumnezeu are dreptate din nou. Ei cântau cântarea lui Moise, robului Dumnezeu și cântarea mielului și ziceau mari și minunate sunt lucrurile tale, Doamne Dumnezeule, puternice, drept și adevărate sunt căile tale împărate al neamurilor. Aceasta ne spunea Apocalipsa, capitolul 15, versetul 3. Deci, și aici ni se recunoaște că Dumnezeu are dreptate și căile lui sunt drepte și adevărate. Un capitol mai încolo, mai târziu, Apocalipsa 16, versetul 7, Ioan, uh, ucenicul cel iubit. Declară din nou, da, Doamne, Dumnezeu le-a tot puternic adevărate și drepte sunt judecățile tale. Din nou, Ioan este impresionat de Duhului Dumnezeu să recunoască că Dumnezeu are întotdeauna dreptate. Ca mai apoi, Ioan să fulmineze în declarația lui în Apocalipsă, capitolul 19, versetul 2, unde spune, pentru că judecățile lui sunt adevărate și drepte. Din nou, Dumnezeu are dreptate. În ce? Și aici ai specifică el, adică Dumnezeu a judecat pe curva cea mare care strica pământul cu curvia ei. Se referă evident la episodul uh, influenței Romei și a papalității și a rizbunat sângele robilor săi din mâna ei. Oricum o dăm, trebuie să existe o desfrânată în Europa care cărărește pe o instituție, pe o fiară cu zece coarne. Așa cum am stabilit, din punct de vedere istoric, nu există o putere mai influentă decât Roma și Vaticanul la ora actuală, prieteni, iar Judecățile lui Dumnezeu sunt drepte și adevărate pentru că acest sistem de globalizare forțată, care este practic o, o urvie sau o desfrânare între politica statului și religia Romei care produce o unitate de moment, totuși aceasta va fi pedepsită. El a judecat pe desfrânata cea mare care strica pământul cu desfrânarea ei și a răzbunat sângele robilor săi din mâna ei. Cine alta decât Roma avea să se facă vinovată de vărsarea sângelui a milioane de martiri care au fost omorâți în, în timpul evului mediu. Dumnezeu are dreptate, prieteni. Suntem îngrijorați Așa cum spuneam de reputație și de un nume bun, eu sunt foarte convins că dacă noi avem grijă de caracter și formarea caracterului nostru, Dumnezeu va avea grijă de reputație. Când pierzi bani, de fapt, nu pierzi nimic, prietene. Când pierzi sănătatea, pierzi într-adevăr ceva, dar când pierzi caracterul, atunci, de fapt, pierzi totul. Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze în această seară, prieteni, o cercetare personală asupra inimii și sufletului nostru și să ne dea înțelepciunea de a ne verifica viața și caracterul în prezența unui Dumnezeu extrem de infinit, în fața căruia ne simțim copleșiți de simțul nipnetniciei -nip și a nevredniciei noastre, Dumnezeu are dreptate. Slavă Tatălui Ceres pentru aceasta și în numele Lui Isus Hristos vă invit la un moment de rugăciune. Bunul nostru, Tată din ceruri, îți mulțumim în numele Domnului Isus pentru harul tău, îți mulțumim pentru dragostea ta, pentru iubirea ta. Te rugăm, Tată bun, să binecuvântezi pe toți prietenii noștri în această seară și să faci tu ca aceste învățături, aceste informații să ne elibereze mintea de superstiție și prejudecată, să ne ajute să privim a realitatea crudă, realitatea tristă a lumii anticipate de tine prin profeția biblică să te acceptăm pe tine ca Dumnezeu care ești în control al lumii, asupra lumii și să acceptăm că toate judecățile tale sunt drepte și adevărate, iubite Tată. În numele Lui Isus îți cerem iertare pentru păcate, ne rugăm pentru cei dezorientați, pentru cei care sunt uh, debusolați în lumea aceasta, ne rugăm pentru cei descurajați, ne rugăm pentru cei care sunt subiecte ale viciului păcatului și care în sclavia aceasta nu au putere de a se elibera. Ajută Tu, Doamne, și nu pierde niciunul dintre cei care sunt ai Tăi consemnați în împărăția Ta. Pentru toate îți mulțumim în numele Lui Isus. Amin.